Evelyn este o excepție. În mod normal, în Germania, femeile gravide nu se vaccinează împotriva COVID-19. Totuși, ea primește serul. Am auzit că acum și gravidele pot face vaccinul și vreau să fiu cât mai bine protejată, să nu mă îmbolnăvesc și astfel să-mi pun în pericol bebelușul. Problema, Comisia Permanentă de Vaccinare din Germania nu a recomandat până acum niciun ser pentru gravide. Luna mai însă, Comisia Landului Saxonia a decis altfel. Acolo, femeile gravide se pot vaccina cu Pfizer sau Moderna după săptămâna a 20-a de sarcină. Constatăm că nu mai există efecte adverse la gravide, iar pentru făt nu mai este niciun risc. În schimb, am văzut că gravidele bolnave de COVID au un risc de deces de 20 de ori mai mare comparativ cu restul pacienților. Comisia din Saxonia a folosit datele centralizate în Israel, Marea Britanie și Statele Unite. Cornelia Hösemann, medic ginecolog, a fost asaltată cu cereri. În principiu, vaccinăm în timpul nostru liber. În timpul programului nu reușim. La noi nu vin numai paciente din Leipzig sau Saxonia, ci și din alte landuri. Astăzi a venit cineva din Renania de Nord-Vestfalia. Multe femei nu vor să mai aștepte recomandarea la nivel național. Nadine Ghise, de exemplu, vine din landul învecinat, Turingia. Pentru mine este foarte important să mă protejez cât mai mult posibil. Este important să mă vaccinez. Dar nu toți medicii din Saxonia susțin această practică. În schimb, pe Cornelia Hösemann, singurul lucru care o ține în loc este livrarea lentă a serului.